Salut! V-am zis că trebuie să încarc pentru noi, pentru Termo Express, două colete undeva la 10 kg. Am stat aici o oră de-a pula în Romanian language pentru că altcineva a făcut comanda. Altcineva a dat comanda și altcineva trebuia să le ridice. Vezi că mai sunt vreo 7-8 minute de filmat, cred. Și dacă se oprește, asta este problema. No, hai, move! Move! No, să stai în Paris, să pierzi atâta timp, este de-a dreptul jenant. Ăștia nu stă pe loc. Okay. No, what? La ceva client să-i livrezi ceva sticlă. Da, bineînțeles. Așa. Da, ca de fiecare dată. Aici am o adresă care nu e bună, iar clientul îmi trimite mesaj la o altă adresă, trebuie să ajung. Nu știe stânga ce face dreapta, știi? E ca și situația în care a trebuit să merg în centrul Parisului 2 ore și clientul îmi spune că nu este aia adresa, pentru că el a transmis mai departe, dar mai departe la șofer nu s-a transmis. Da, să mă opresc pe undeva să-mi pun adresa. Nu? De ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că cineva nu-și face treaba. De asta se întâmplă lucrurile astea. Deci în momentul când trimiți o comandă, sunt pe client și îl întreb: bă, unde vrei să-ți ajungă sticlele? Păi vreau să-mi ajungă sticlele la Cluj, pe strada Henri Barbusse, numărul 14. Am o altă adresă, prietene, ce să zic, o să o pun pe asta. O, iată și plimbă-te pe aici. Hotărăște-te.
Oh, deci, dragilor, când trimiteți ceva, asigurați-vă că este bună adresa. Mai am de făcut 3 descărcări pe Paris, plus o încărcare. No, uite unde este adresa. No, ca să vezi, este exact aceeași chestie ca și rândul trecut. De unde am plecat, trebuie să mă întorc înapoi. No, vezi, ăsta-i Parisul și aici. Da, de lângă Orly. Adică du-te înapoi și du sticlele. Ha, ha! Nu e fain. E fain. No, bun, se schimbă situația, ajungem într-o oră acolo. Dacă nu două. Da, de ce nu?